Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Sunt Larisa Jușca și vă prezint știrile Autentic TV. Un autoturism s-a făcut scrum noaptea trecută în cartierul Stadion din Lugoj. Locuitorii din zona au sunat disperați la 112 după ce au observat că mașina este cuprinsă de flăcări. Până la sosirea echipelor de pompieri, autoturismul s-a transformat într-o torță. Mașina era a unei fete ce locuiește la parter. A parcat-o peste noapte acolo. Locatarii blocului spun că au văzut o lumină puternică și când au ieșit pe geam să vadă ce se întâmplă, au văzut că arde. Nu putea face nimeni nimic că ardea de numa, ne-a declarat un bărbat din cartier. Pompierii au stins incendiul în câteva minute, dar din mașină nu a rămas decât un morman de fiare. Pompierii nu au stabilit cauza incendiului, însă aproape sigur a fost vorba de un scurt circuit la instalația electrică. Din motive de fabricație, vaccinul hepatic B nu va mai exista pe piața din România până în ianuarie 2018. În aceste condiții, dacă Ministerul Sănătății nu găsește nicio soluție, aproximativ 150.000 de nou-născuți ar putea rămâne neimunizați. Ministerul mai are puțin peste 20.000 de doze. Timp de un an, aproximativ 150.000 de bebeluși ar putea să rămână nevaccinați. Ministerul Sănătății a precizat că în prezent stocul de vaccin este de 22.300 de doze. Vaccinul hepatic B pediatric este utilizat pentru prevenirea îmbolnăvirii copiilor de hepatita B. Stoc de 22.300 de doze la nivel național. În prezent nu există nicio disponibilitate a producătorilor de a livra alte doze din acest vaccin către România. Ministerul Sănătății a început demersurile pentru a identifica posibile stocuri în alte state UE. Precizăm că în luna decembrie a fost aprobată o schemă de vaccinare alternativă pentru asigurarea protecției copiilor născuți din mame cu hepatita B. Medicul de familie va administra vaccin hexavalent acestor mame de la vârsta de 6 săptămâni a copilului. Vaccinul hepatic B pediatric este utilizat pentru prevenirea îmbolnăvirii copiilor cu hepatita B, se arată în comunicatul de presă al Ministerului Sănătății. Mănăstirea Izvorului Miron, cunoscută și sub numele de Mănăstirea Balta Caldă, este situată în comuna Tomești din județul Timiș. Mănăstirea Izvorului Miron este cunoscută pentru bazinele de nuferi și pentru bazinul Izvorul Tămăduirii, în care se zice că apa nu îngheață niciodată. Mănăstirea ce poartă hramul Sfântului Ilie a fost construită în 1912 la inițiativa lui Miron Cristea, iar lucrările de construcție s-au finalizat în 1915. Biserica a fost construită din piatră și cărămidă susținută de 6 contraforturi. În anul 1995 s-au construit chilii, un paraclis, sală de mese, bibliotecă și spații de cazare. Biserica a fost restaurată în 1980, interiorul a fost zugrăvit și s-au adăugat câteva icoane înrămate. Picturile exterioare au fost finalizate abia în 1983. În iunie 2003 s-a sfințit noul paraclis cu hramul Izvorul Tămăduirii prin preasfințitul episcop vicar Lucian Lugojanu, fost stareț al mănăstirii. Mănăstirea Izvorului Miron face parte din vechile vetre de cultură și credință ortodoxă, are o importanță aparte în trecutul Bisericii Române Strămoșești.
Dragi telespectatori, atât pentru astăzi. Ne revedem mâine la aceeași oră. Rămâneți pe Autentic TV. La revedere!